roșii și castravete, plus satiră și cuplete și bârfe despre vedete. A sosit, băieți și fete, Tocănița de gazete. Cu izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, Tocănița de gazete. Matinal efervescent. Frunzuliță de secară, toamna asta e ca o vară. Să o țină tot așa iarna până primăvara. Pam, pam. Din Viva.ro citim declarația lui Florin Salam, care a recunoscut că a vrut să se sinucidă. Moartea e hotel de 10 stele, nu scapi așa ușor, zice el. Deci, frații mei, eram la Biblioteca Națională, citeam bibliografia lui Beethoven și mă gândeam să împrumut ori Singurătate și destin al lui Cioran, ori niște aforisme de Nietzsche, când mi-am dat seama că e posibil ca și altcineva să mai moare surd ca Beethoven dacă ascultă la maxim muzica mea. Și atunci am vrut să vă sinucid citind cartea Idiotul lui Dostoevski. Ah, Dostoevski. Am citit Crimă și pedeapsă. Click.ro observă ce s-a ales de prima Miss România de după Revoluție, de nerecunoscut acum. Bine, adevărul e că și de Revoluție nu s-a ales nimic, e de nerecunoscut acum cu atâția revoluționari falși. Din Descoperă.ro aflăm cât de sănătoasă e apa de la robinet. E lipsită de minerale esențiale sau e contaminată cu plastic? Marea Britanie are una din cele mai curate ape potabile din lume. Yes, indeed, vă spune prințesa Leia. Hello. Hello. Hello, hello. Când m-am întâlnit cu regele Charles la Viscri, că mi-e very short de gradul 14, m-a întrebat ce are apa de la robinet în România, my God, că nu curge. Și am zis că este revizie. Dar după ce, după after revizie, s-o strângă într-o ulcică, că sigur vine cu Namol and Lipitori, că e ca Moarte pe Nil de Agatha Christie. Excellence, je suis obligé de vous adresser un protest officiel. Adevărul.ro vorbește despre un echipaj de ambulanță prins în schimb de focuri la Buzău. Pacientul, liderul argintarilor, și-a scos electrozii și a sărit să se bată. Uite, de asta ar trebui și un buton de înaltă tensiune la electrozi. Playtech.ro ne dezvăluie cât costă un, sau mai degrabă cât costa un platou cu fructe de mare la Taverna Racilor, localul deținut de Pescobar. Platoul pentru 4 persoane făcea 627 de lei. Oh, dar bine ați venit! Vă recomand acest minunat și proaspăt platouaș cu fructe de mare, calamar, caracatițe, scoici, creveți, raci și midii. Nu, cum să fie decongelată, Doamne ferește, le ținem la temperatura camerei, se poate, și vă garantez că naturale, n-a de auzit. Credeți că muștele astea ar sta pe ceva artificial? Da, cum vă e cald? Păi stați un pic să plece protecția consumatorilor și deschidem imediat ușile. Ce-am dat să mănânci, nenorocitule? Că-ți chioreau mațele! Cu arome de panflete, comentarii mai șirete, ați gustat, băieți și fete, Tocănița de gazete.